Da, în ultimii 2-3 ani de zile, cât Liviu Dragnea a condus România și PSD-ul, au circulat o fel de informații despre celebrele vacanțe exotice. Este și un dosar pe la DNA. Apropo, procurorii DNA nu mai au uitat de dosarul Brazilia, se spun așa. Liviu Dragnea a fost în ultimii ani, cel puțin, un mare iubitor de vacanțe de lux. Presa românească a avut mari dificultăți în a afla pe unde pleca Liviu Dragnea. Au apărut informații mai pe surse neconfirmate. Cel puțin cei de la Rise Project i-au găsit zborurile dese și fructuoase spre Brazilia. Știți toate detaliile. Însă Dragnea, după episodul Brazilia, după ce nu s-a mai dus în Brazilia, se delecta în alte locații, Maldive. Prezintă Dan Bucura pe jurnalist.ro o investigație extrem de interesantă. O să vedeți imediat și imaginile de la resortul. Exact acum un an de zile, Dragnea se întorcea din Maldive, unde a fost într-o vacanță alături de Ionel Arsene, lider important în continuare al Partidului Social Democrat. Au fost două cupluri, Dragnea cu iubita lui Gonica. Și încă o persoană. Și încă o persoană. Dar să recunoaștem și să dăm cezarului chiar cezarului. Are niște skills-uri, niște abilități, prietenul Dan Bucura, de a descoperi așa informații foarte interesante din alcovul marilor politicieni. N-am să uit fotografiile cu o blondă misterioasă de la Bruxelles care au făcut deliciul nostru la tuturor. Și iată că Bucura lovește din nou într-un mod magistral cu niște imagini în premieră, așa, bun, din paradisul deci în care buzurează. Ce avem noi aici? Ca să, pe scurt, ca să vedem de unde am pornit. Știi, m-a fascinat de multă vreme, de vremea când era Dragnea în putere, socialdemocrația asta de catifea. Adică, cum să plângi pe umărul săracului, de mila bătrânului pensionar alături de amărât și tu să-ți faci aceste aroganțe, aceste extravaganțe în vacanțe și în plecările tale. Păi de ce spui că e o extravaganță? Omul a plecat... Păi e o extravaganță, Silviu, pentru că întrebarea... Barna s-a dus în Caraibe, în Aruba, da, și a spus, dom'le, da, e destul de ieftin în Caraibe. E destul de ieftin, numai că... Bă, Caraibe, Aruba e ok. De asta, de la zbor, tocmai pentru că am mers și pe ipoteza că poate e destul de ieftin. Am pornit de la zvonul, dovedit ulterior pe surse roșii, imediat de la întoarcerea domnului Dragnea, că ar fi fost în Maldive. Și așa cum foarte corect ai spus tu, probabil, n-am fost, dar probabil că există în Maldive, da, unde și locații... Lângă Căciulata? Și, da, unde? Mai sus. Sunt mai jos de Căciulata. Ele de fapt sunt mai jos dacă te uiți așa la glob. Maldive, sunt mai lângă Căciulata. Ce vreau să spun este că dacă am câteva zeci de mii de kilometri mai jos. Am mers pe buna credință în ideea, dom'le, poate există în Maldivele astea în care recunosc n-am reușit să ajung până acum. Cantine sociale, locații de astea cu bani puțini, unde poți folosi cupoanele de la doamna Firea și așa mai departe. La un împinge tavă. Și de asta am aprofundat investigația, încercând și am reușit acum, astăzi, să identific punctual locația. Că, știi cum e, putea fi o locație de 100 de euro pe noapte. Cred că și la mare, în sezon, cam tot atâta plătești dacă te duci la Mamaia, la hotelurile de cine. Ei bine, dragii mei, o simulare pe care am făcut-o astăzi, pentru aceeași perioadă, la anul, deci, bă, gândeam că poate reușesc într-un an de zile să strâng banii lui Dragnea și să mă duc la anul. Și am făcut această simulare, cum se vede acolo, pe un site mare, celebru, de rezervări. În toate formulele, ținând cont că vorbim de un așa zis early booking, deci mi-au din timp, cu un an înainte dau banii, n-am reușit să scot sub 2500 vila de acolo. Că acolo, atenție, vorbim de un resort, pot să-i dau și numele, că e un lanț atât de mare încât n-avem cum să facem noi reclamă, Shangri-La. În această locație nu există camere. Nu există decât vile. Deci nu poți să-ți iei o cameră cum te duci la... 2500 de ce, de ron? 2500 de euro. Pe zi. Dar e confirmată locația noapte, respectivă? Da? Este confirmată, evident, sursele mele mi-o dau ei direct. E la fel de confirmată ca atunci când spuneam, de exemplu, că în PSD mognește un conflict între domnul Grindeanu și domnul Dedi Dragnea și aici a intrat domnul Codrin Ștefănescu, trimite o rețetă, eram împreună, intra și ne spunea, dar de unde știți voi, bă, băieți, că guvernul Grindeanu merge pe roate și aplică, cum îi zice, strategia sau programul de nu știu ce. Și am, domnule, avea și Codrin momente când nu era informat. Ștefănescu, iertați
Cosmin, dar noi ne ocupăm cu investigații, suntem jurnaliști de investigații. Noi știm că de vreo lună de zile nu mai e dragoste acolo cu Ștuca, cu nu știu ce. Nu, domne, e, în aceeași mergând mai departe. Asta. Avem pe cineva care ar putea confirma, o să rog pe colegul producător să găsească numărul de telefon al celebrului domn Ionel Arsene. Ar fi delicios. Domnul Arsene, bun, evident, putem merge să verificăm. Zice producătorul că n-are cum să sune pe Dragnea, evident. Încearcă și la Dragnea, dragostea aș merge, dar va trebui să găsim pe cineva să sponsorizeze plecarea asta. Excursii de documentare în afară. Cred că ar pleca și fără bilet de avion, că sursele mele spun că familiile, cele două familii, domnul Arsene și cu domnul Dragnea și cu consoarte, au plecat cu zboruri business. Cred că ar exista jurnaliști care ar fi dispuși să plece chiar și cu chiar și nu pe bicicletă, dar chiar și la clasa economică. Pe jos, da, și pe jos ar merge pentru lucrul ăsta. Dar credeți-mă că schimb două sau trei avioane. Chiar trei, da, Bucura, dacă vrei să